În săptămâna precedentă, la nivelul județului Neamț, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute au fost de 1452. Totodată au fost înregistrate aproximativ 500 de cazuri de pneumonie. Numărul mare de afecțiuni respiratorii este cauzat de fluctuațiile mari de temperatură din această perioadă. Avem o perioadă foarte caldă. Clima s-a schimbat foarte mult. Temperaturile sunt mai ridicate decât de obicei. Dar avem vânt, astăzi este cald, mâine este mai rece, deci se trece de la o temperatură la alta. Foarte mulți pacienți răcesc, deci o leacă de strănut, o leacă de tusă, curge nasul, curg ochii, o sufebrilitate sau nu, o stare generală alterată. Pentru aceste tratamente, pentru aceste afecțiuni, pentru aceste simptome, este indicat să se prezinte la medic. În funcție de ce constată medicul, îi se va da o rețetă cu tratamentul de urmat. Sfatul nostru este să nu își administreze singuri medicamente și în special antibiotice, pentru că virozele comune nu au nevoie de antibiotic. În general, cei care suferă de astfel de afecțiuni recurg la automedicație, tratându-se de cele mai multe ori cu antibiotice. Medicii subliniază faptul că antibioticele nu te scapă de viroze, ci doar de afecțiuni bacteriene. Antibioticele se dau numai în boli bacteriene. În cazul în care o viroză obișnuită se complică cu o afecțiune bacteriană, abia atunci este nevoie de administrarea unui antibiotic. Până în acel moment, antibioticul face numai stricăciuni. Poate să dea o candidoză, poate să crească rezistența la germenii saprofiți care îi are organismul în gură, în stomac. Și atunci, în momentul în care acești germeni saprofiți care se găsesc în mod obișnuit în organismul uman și care nu ne deranjează, pot să provoace destul de multe necazuri. În cazul în care administrăm cu neștiință, nesocotință aceste antibiotice, se poate păți exact cum există cu ampicilina. Toți germenii sunt rezistenți la ampicilină. Deci, în ziua de azi nu mai există germeni care să răspundă la ampicilină. Da. Din cauza excesului de administrare a antibioticului. Reprezentanții Ministerului Sănătății recomandă populației să asculte de sfatul medicului de familie, să respecte regulile de igienă și să se vaccineze antigripal pentru evitarea îmbolnăvirilor.